Pe 1 decembrie a avut loc la Paris, în impresionanta aula Academiei franceze, unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului, decernarea premiilor Academiei, anul acesta în număr de 66, dintre care numai câteva se bucură de statutul de mari premii. În acest an, Marele Premiu pentru Filosofie vine să încununeze opera și cariera doamnei Anca Vasiliu, filozof, cercetător și profesor la Sorbona. Premiul este extrem de relevant în Franța, unde filosofia, obiect important de studiu și de cercetare și probă obligatorie a bacalaureatului, nu beneficiază totuși de vizibilitate și distincții comparabile cu alte domenii culturale, cum ar fi literatura, fiind prin natura sa mai discretă. Cu atât mai semnificativă este ceremonia desfășurată în prezența celor 40 de academicieni în ținută de gală și conform cu ritualuri ce datează de la întemeierea instituției la jumătatea veacului al XVII-lea de către cardinalul de Richelieu. Acordarea premiilor se face de către plenul academicienilor prin vot la propunerea uneia dintre ei, dar procedura nu este publică și nu se cunosc detalii, ceea ce permite momentului să nu aibă un caracter competitiv, ci de distincția valorii excepționale a unei opere în contextul culturii franceze și, implicit, universale. Alegerea din acest an are o valență specială nu doar pentru noi, ca români. Din 1987, când acest premiu a fost acordat pentru prima oară, ca încununarea unei opere originale și coerente în ansamblul ei, e doar a doua oară când el revine unui cetățean francez născut în afara Franței și doar a treia dată în aceste aproape patru decenii el recompensează activitatea unei femei. Anca Vasiliu s-a născut în București în 1957 și a studiat istoria și teoria artei la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. S-a stabilit în Franța, în urma finalizării studiilor postuniversitare și doctorale, unde a desfășurat o vastă activitate de cercetător, profesor și conducător de doctorat, concretizată în 10 de lucrări publicate la edituri prestigioase. Niciodată în aceste trei decenii nu a pierdut legătura cu țara și cultura sa de origine, atât în ce privește proiectele în care s-a implicat, cât și temele cercetărilor domniei sale, iar Dicționarul European al Filosofilor îi datorează, printre altele, integrarea unui cuvânt filosofic românesc, dor. Lipița este un oraș în Slovenia de astăzi. Începând cu anul 1580, s-a înființat acolo o crescătorie de cai. Mai târziu, aceștia au fost răspândiți în tot Imperiul Habsburgic. Rasa lor a rămas de mai bine de 400 de ani una dintre cele mai bune din lume, ca și herghelia de aici, de la Sâmbăta de Jos. Invidios pe calitățile cailor andaluzi, arhiducele Carol al II-lea al Imperiului Habsburgic a înființat la Lipița, în Slovenia de astăzi, o crescătorie de cai. Spaniolii refuzau să exporte propriile rase, astfel că misiunea crescătorilor de la Lipița a fost să creeze o rasă la fel de bună ca a spaniolilor. Localitatea a fost aleasă datorită climei asemănătoare cu cea din Andaluzia. În Transilvania, tradiția creșterii armăsarilor lipițani a venit pe filieră militară austriacă în secolul al XVIII-lea. În 1874, autoritățile imperiale au decis înființarea unui mare centru de creștere a rasei în Transilvania. Lipițanii nu se adaptaseră condițiilor de la Mezohegeș din Ungaria, astfel herghelia de acolo s-a mutat aici, la Sâmbăta de Jos. Contele Josef von Bruckenthal, fratele baronului, a primit în arendă pentru 99 de ani terenul de aici, de la împărăteasa Maria Tereza. Revenit în proprietatea Imperiului, locul corespundea logistic și din punct de vedere al condițiilor de mediu pentru cerințele hipologilor imperiali. Mai mult, în zonă există o populație cabaline indigenă, asemănătoare din punct de vedere fenotipic rasei ce urma să fie dezvoltată aici. Printre beneficiarii creșterii cailor, în afară de armată și autoritățile imperiale, au fost și localnicii din împrejurimi. Caii, proveniți din armăsarii de la Sâmbăta, au ajutat la redeschiderea hergheliei în anul 1920. Aceasta fusese dezafectată de către autoritățile maghiare și mutată în Ungaria, la Babolna, în preajma Primului Război Mondial. Astăzi, la Sâmbăta, se cresc 7 din cele 8 varietăți de lipițane existente. O a doua herghelie dedicată creșterii acestei rase se găsește la Beclean. Acolo este singurul loc din lume unde este crescut în mod sistematic lipițanul colorat, o ramură ce are robă bicoloră, neagră și murgă. În afara acestor mari centre de stat,
există crescători privați. În localitățile din jur continuă prezența număr mare a cabalinelor provenite din armăsarii de la Sâmbăta Orbeclean. Este un cal special datorită faptului că e foarte apropiat de oameni și prin tot ceea ce el realizează comunică foarte bine, are o mișcare specială, aspectul exterior este deosebit. Ce îngrijire necesită această rasă? Îngrijirea se referă la faptul că e în primul rând 365 de zile pe an și ziua și noaptea sunt oameni care îi îngrijesc. Se pretează pentru concursurile de atelaje, de trăsuri, dresaj artistic, dresaj academic, călare, voltige și, nu în ultimul rând, este o rasă care este foarte apreciată pentru turism. În majoritatea cazurilor, cei ce se ocupă de creșterea acestor cai nu și-au dobândit cunoștințele în medii de specialitate, ci prin transmitere spontană, din generație în generație. De multe ori este vorba de moșteniri de familie. Legătura dintre cal și crescător se bazează astfel atât pe caracterul animalului, cât și pe atașamentul îngrijitorului său. Înainte de toate, patrimoniul înseamnă bogăție. Bogăție spirituală, nu neapărat valoare materială. Nu lipițanul este elementul de patrimoniu, ci tradiția creșterii sale. Hrănirea, adăparea, toaletarea, curățirea grajdului. Câtă vreme aceste activități sunt dedicate, speciale pentru acest animal deosebit, ele reprezintă o bogăție, un patrimoniu. Muzeul de artă din Constanța găzduiește vernisajul expoziției Imaginar strămoșii mei, semnată de artista Magda Fulger, și lansarea albumului cu același titlu. Albumul deschide o pagină de istorie familială, iar omagiul adus strămoșilor este o reverență în fața trecutului și a familiilor, cum este și cea prezentată de Magda Fulger. Strămoșii acesteia au contribuit prin spiritul lor patriotic la făurirea României mari și la devenirea țării noastre. Curatorul expoziției și editorul albumului este Iulia Pană. Magda Fulger a descoperit fotografia în 2015 și este un observator fin al străzii, care este locul său de inspirație, o reprezintă cel mai mult, îi oferă cele mai mari provocări și unde descoperă de fiecare dată ceva nou. Proiectul Imaginar strămoșii mei este o combinație de fotografie și grafică digitală, iar Magda Fulger l-a dedicat familiei. Portofoliul artistei conține fotografii selectate în expoziții colective din țară și din străinătate, publicate în reviste internaționale tipărite sau online, selectate în galerii curatoriale sau premiate la prestigioase competiții internaționale. Artista este la a treia expoziție personală pe care o organizează în Constanța și anul acesta a expus în două galerii internaționale la Milano și Paris. Expoziția va fi deschisă publicului iubitor de artă în perioada 26 noiembrie-20 decembrie 2022. Aurel Tămaș s-a fotografiat cu fanii din diaspora și a avut un mesaj pentru TVR Cultural. Felicitări, să dea Dumnezeu să nu vă mai închidă nimeni niciodată. Eu sunt un produs al TVR-ului pentru că ascensiunea mea și începuturile mele sunt legate de Cerbul de Aur, de marele festival organizat de Televiziunea Română. Să dea Dumnezeu să fie un sfârșit de an bun pentru toți românii, oriunde ar fi pe acest pământ, și să le spunem la mulți ani, dragi românce și dragi români, și bucuria până la urmă trebuie să ne anime pe toți. Sute de români din Spania au retrăit emoțiile cântecelor tradiționale. Oamenii, când îți plecați de acasă, au acel dor care nu o să stângă nimeni niciodată, nici timpul, un dor al acestui neam, dorul de locul în care s-a născut, dorul de graiul strămoșesc, dorul de țărâna din care am plecat cu tăță și, de fapt, în care o să ne reîntoarcem în timp. Evenimentul a fost organizat de Asociația Rază de Soare cu sprijinul Departamentului Românilor de Pretutindeni sub înaltul patronaj al Ambasadei României în Spania.
orice sărbătoare se petrece alături de cei dragi. Iar cei dragi pentru noi, pentru corpul diplomatic și consular al României din Spania, sunt românii. Încercăm să transmitem românilor aprecierea noastră și în același timp să le cultivăm sentimentul de apartenență națională. Simona este o persoană cu dizabilități de vedere. Nu s-a născut așa. De-a lungul timpului, văzul ei s-a deteriorat, iar acum nu mai percepe deloc imaginile. Se deplasează cu ajutorul unui câine ghid. Cu toate astea, se bucură de viață și crede că fiecare persoană are un loc în societate. Am venit să vizionez în felul meu un film și am venit să fiu alături de Angela Mate, să particip la cursul ei în care poți să înveți despre limbajul mimico-gestual. Eu, fiindcă am văzut înainte, acum când îmi povestește cineva anumite imagini sau anumite acțiuni, eu le vizualizez în capul meu și cumva se derulează un film. Deci pot zice că îl vizionez în continuare. Nu pot zice că nu-l văd. În felul meu îl văd. De asta este nevoie de descriere narrativă. Și este foarte importantă pentru noi, cei care vedem altfel, să avem descrierea asta narrativă, prin care ni se descriu diferite acțiuni sau cum sunt îmbrăcate personajele. Marius nu aude și se exprimă prin limbajul semnelor. Provine dintr-o familie de persoane surde, așa că limba pe care o vorbește este cea a semnelor. Ca să comunice, are nevoie de un translator mimico-gestual. Cât de complicat e pentru o persoană care nu aude să se integreze, să trăiască viața de zi cu zi? Problema cea mai mare este atunci când trebuie să ai o intervenție, trebuie să ajungi la spital, pentru că atunci este obligatoriu nevoie să ai un interpret. Sunt multe probleme, mai ales cu sănătatea. Atunci când ajungi la spital sau atunci când ai nevoie să mergi la bancă, sunt lucruri în care ai nevoie de un interpret și dacă nu-l ai, atunci scrii și scrii și scrii. Cinema Victoria este un spațiu accesibil pentru persoanele cu handicap locomotor. Are rampă de acces, toaletă adaptată și spațiu pentru fotolile rulante în sală. E o zi a noastră, a celor care avem niște dizabilități. De obicei o zi sărbătorită e o zi de bucurie, nu? Se spune la mulți ani, tot înainte. E greu să spui astăzi la mulți ani, chiar dacă este ziua noastră. Eu o consider ziua deschiderii către persoanele cu dizabilități. E o zi necesară și cred eu că pornind de la această întâmplare sau de la acest eveniment, pot să zic că este ziua comunicării între persoanele cu dizabilități și persoanele cu dizabilități. Și tinerii cu dizabilități intelectuale și-au găsit un loc la Cinema Victoria și s-au simțit integrați în societate. Suntem gata la nivel de comunitate locală să scoatem dizabilitatea din nișa profesioniștilor, ONG-urilor, autorităților și a celor direct afectați de o dizabilitate și să povestim despre treaba asta împreună cu vecinii, cu colegii, cu prietenii. Pentru că dizabilitatea e de fapt despre fiecare persoană, e despre drepturile omului și respectarea drepturilor omului ar trebui să ne preocupe pe toți. Am dorit să creăm un moment de normalitate, așa cum arată ea pentru noi. Normalitatea e cea în care toată lumea, indiferent de dizabilitățile fizice sau intelectuale, are acces la cultură și se poate afla în același loc, bucurându-se de un program care nu este doar pentru persoanele cu dizabilități. Așteptăm în egală măsură și publicul larg să învețe despre persoanele cu dizabilități. De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități la Cinema Victoria, în Timișoara, oamenii au învățat unii despre alții și s-au bucurat de un film împreună, fiecare în felul său. În centrul țării, la marginea Brașovului, la Hărman, se află una dintre cele mai semnificative colecții de artă contemporană din țara noastră.
Pornită în urmă cu mai bine de două decenii, la inițiativa avocatului Nicolae Vrâncean, impresionanta galerie exterioară și interioară însumează aproape 1500 de lucrări. Cred că sunt cam singurul și ca durată și ca număr de tabere de creație. Am admirație față de mulți, dar nu mi-am propus să mă compar cu ei. Mi-e suficient să am respectul lor și am respectul lor din ce în ce mai mult. A început cu o abordare în mozaic a unor teme religioase, pe panouri expuse de-a lungul unei curți impunătoare. Apoi a migrat către portret din diferite sfere de preocupări. S-a completat cu lucrări de sculptură și pictură de factură preponderent abstractă și a ajuns în prezent la o panoplie a artiștilor momentului din țara noastră și ocazional din străinătate. S-au adunat în jur de 1500 de lucrări, care mai de care mai valoroase. Din păcate, viața e cum e. Mulți din cei care au fost aici în tabere și-am adunat vreo 15 până acum, s-au dus la ceruri, dar au urmat lucrările lor. Sunt vii, eu am o colecție călătoare care astăzi este la Brașov, dar mâine poate să fie la Brăila, de exemplu, sau la Deva, sau în alte părți. Începută ca o pasiune și ca o exuberanță proprie, colecția părăsește periodic spațiul galeriei Amfitrion de la Hărman sau de la Brașov și ajunge și prin țară într-o inițiativă itinerantă de a face cunoscută opera artiștilor vizuale reprezentativi, unii dintre ei trecuți în neființă și prezenți astfel în spațiul public. Cam 90% abstract și cam 10% figurativ și figurativ cu tente. Așa, am mai spus lucrul ăsta, lumea a apreciat că nu m-am împărțit în tot felul de așa, să fac și floricele, să fac și abstract și alte chestiuni. Și atunci m-am dezvoltat pe partea asta. Trei simpozioane sau tabere de creație au loc anual în acest spațiu al creației, în care artiștii invitați se întrec în a se așeza cu mândrie alături de cei ce vin și și-au câștigat statutul de membri de onoare ai galeriei și colecției brașovene. S-a legat această prietenie, dar așa se simte bine, creează lucruri extraordinare, intră într-o competiție, are totuși două galerii la dispoziție, lucrările nu sunt văzute numai de mine, sunt văzute de sute, mii de oameni. Așa? Și atunci parteneriatul ăsta este benefic pentru toată lumea. Și uite, mai vine și mass media din când în când la noi și ne bucură. Dacă ajungeți în orașul de la Poalele Tâmpei, nu ezitați să faceți o vizită și galeriei permanent deschise iubitorilor de artă de frumos. În sudul deșertului Namib se află Kolmanskop, un oraș fantomă abandonat cu peste 6 decenii în urmă. Ultimii locuitori au plecat în anul 1958. Acum doar câțiva turiști se aventurează în zonă ca să vadă casele, cazinoul, teatrul, spitalul și străzile pustii acoperite de nisip. Jenny Thompson cunoaște toate secretele din Kolmanskop, fiindcă de peste 10 ani este ghid aici. Orașul a fost fondat în 1908 de coloniștii germani care căutau diamante și a devenit rapid unul dintre cele mai bogate din lume la începutul secolului trecut. This used to be a diamond, booming diamond capital city that was run by Germans. They were looking here for diamonds for 50 years, discovered bigger diamonds, and everybody just left. And this is how it turns out. În perioada de glorie a orașului, germanii stabiliți aici trăiau în lux. Aveau chiar și o sală de bowling. Zi de zi, Jenny intră în pielea foștilor locuitori din Kolmanskop. Există și o casă bine conservată, curățată de nisip. Mr. Rausch, der mich heiß empfängt und mich reich beschenkt.
Now this is my favorite place here at Kolmanskop, shopkeeper's house, richest lady in town. She imported everything that everybody wanted here at Kolmanskop, from caviar, champagne, bonbons, you named it, she ordered it. Namibienii nu s-au bucurat niciodată de luxul din regiune. Au fost uciși cu miile și exploatați pe toată durata colonizării. Deși germanii au plecat din Kolmanskop de peste jumătate de secol, alte mine de diamante au rămas active. Heinz Mans, ghidul nostru, este printre puținii cărora li se permite să aducă vizitatori până aici. Here we now we can't stop here. This is operational mine. So there's no getting in and out. Once you get out of the vehicle and they catch you. Heinz Mans ne conduce la o mină de diamante abandonată în anii 40. Pe atunci era cea mai modernă din lume. A fost deschisă doar 10 ani, dar Germania a obținut de aici milioane de dolari, înainte să abandoneze locul. My grandfather used to work here. I used to work at the new plant. So, I mean, these are my roots. You know, you can't take a place like this and rebuild it. I mean, it will never be the same. This is what it is. Acum regiunea a devenit regatul coloniilor de lei de mare. Animalele vin aici în perioada de înmulțire. De când au plecat coloniștii, lei de mare au devenit adevărații stăpâni ai ținutului diamantelor. Ateneul găzduiește de Moș Nicolae un dar cu totul special pentru melomani, un concert în memoria Radu Lupu, cu un program spectaculos, cu un solist la fel de spectaculos și de notorietate, Nelson Görner. Inițial aș fi dorit ca să fac doar Schubert, Mozart, Beethoven, Brahms. De ce? Pentru că era repertoriul favorit al lui Radu. Și din asta, sigur, am rămas cu câte ceva, respectiv cu această overtură italiană a lui Schubert, după care concertul de Chopin, numărul 2, cu Nelson Görner, este un lucru puțin inedit în programul nostru, dar a fost dorința lui ca să-l cânte și, în schimb, l-am ales pe el ca solist pentru motivul foarte simplu că a fost unul dintre cei mai buni prieteni, cei mai apropiați prieteni ai lui Radu, prieten de suflet, ca să spun așa. Și admirat de către Radu exact pentru modul în care cântă Chopin. Radu cântând mai puțin Chopin. Iar în partea a doua, sigur, intervine Beethoven, una dintre cele de părțile cele mai semnificative, cele mai relevante pentru personalitatea lui Radu Lupu. Nu doar Nelson Görner a fost prieten al lui Radu Lupu, dar dumneavoastră ați trăit an de zile de prietenie, cum rare ori se întâlnește în lumea artei. Cum era Radu Lupu? O, Dumnezeule, pe Radu îl cunosc de când eram copii, practic. Am crescut împreună, am cântat și la patru mâini, în particular, evident, nu pe scenă. Din cauza lui m-am apucat de dirijat, văzând ce înseamnă, de fapt, a fi pianist, iar eu neputându-mă compara niciun fel cu ce era el, dar iată, mi-a servit ca model de a nu face un lucru dacă nu mi-era potrivit. Iar în momentul în care, după mulți ani de despărțire, pentru că el a avut cărarea lui de viață, a plecat de foarte tânăr din țară, s-a stabilit la Londra inițial, după care la Lozan. Ei, după mulți ani de despărțire, respectiv după anii 90, a reînceput ca să revin în patrie și am cântat de repetat ori, de multe ori am cântat împreună în țară, dar mai ales în străinătate. Mi-aduc aminte de turnee extraordinare pe care le-am avut, două foarte importante în toată Germania, alte două în Italia. Am cântat la Concertgebouw cu ocazia aderării României la UE, deci la Amsterdam, în Japonia am avut un foarte mare turneu. Deci, iată, Radu Lupu s-a constituit de fiecare dată într-un fel de garant pentru ceea ce
însemna o orchestră venită dintr-o țară necunoscută, muzical, așa cum era România. Dar faptul că el ne însoțea și ne garanta o anumită calitate a însemnat foarte mult pentru vizibilitatea noastră în lume.